În timp ce autoritățile se pregăteau intens de sosirea lui Erdogan la clădirea proaspăt renovată a președinției, zeci de activiști și simpatizanți ai PAS, PLDM și PPD au organizat un protest în fața ambasadei Turciei la Chișinău, intitulat Stop Dictaturii. Manifestanții au condamnat decizia autorităților moldovene de a expulza pe cei 7 profesori turci de la liceul Orizont. Am venit în primul rând să amintim încă o dată despre cei 7 profesori de la liceul Orizont, care, din păcate, au devenit, sau, fără ca să știe, au ajuns să fie parte a unei înțelegeri între două dictaturi. Membrii acțiunii de protest consideră că reparația clădirii președinției a fost un preț plătit de către profesorii turci de la rețeaua de licee Orizont expulzați din țară. Este o rușine pentru noi că un simbol al statalității, președinția Republicii Moldova, a fost reparată, arată bine, nu zic, cu prețul, destinul a 7 cetățeni turci pe care noi îi cunoaștem. Eu nu exclud că ar fi și alții care la fel au fost expulzați, pe care noi nu-i cunoaștem, care nu au fost la fel de vocali, cunoscuți și n-au avut probabil nici familiile lor curajul să vorbească deschis despre lucrul ăsta. Amintim că 7 cetățeni turci angajați ai liceului Moldoturc Orizont din Chișinău, printre care directorul filialei Durlești, directorul filialei Ciocana și directorul filialei Ceadăr Lunga, au fost reținuți de către ofițerii SIS la începutul lunii septembrie, după care expulzați din țară, fiind suspectați de legături cu o grupare islamistă.